Doamnelor, domnilor, bun găsit din nou la Profil de Campion. Să știți că nu rezultatul foarte bun al fetelor de la gimnastică, de la Campionatul European de Gimnastică, ne-a determinat să ne întoarcem din nou fața către acest sport foarte frumos pe aparate. Palmaresul româncelor ne determină să-i invităm aici pe cei mai talentați gimnaști la spectacolul campionilor de la DigiSport. Și pentru că vorbim despre campioni olimpici, mondiali și europeni, am invitat-o astăzi la Profil de Campion pe Silvia Stroescu și nu îmi este, să spun, straniu să o găsesc chiar în sala de curs, în sala de gimnastică a Academiei de Educație Fizică și Sport, acum Universitate. Silvia, bun găsit! Bine v-am găsit! În primul rând, aș vrea să le felicit și eu pe fete. Au făcut un concurs foarte frumos. Cred că toată lumea este mândră de ele și vreau să-i felicit și pe antrenori, de altfel că au reușit să aducă echipa la un nivel foarte înalt și este un punct înainte, un pas înainte către Olimpiadă și le ajută să plece cu dreptul și să aibă, să fie optimiste și să muncească cu foarte mult spor. Să ajungă la lotul național sub îndrumarea antrenorilor Octavian Belu și Mariana Bitang, Silvia Stroescu a fost ajutată să înțeleagă și să cunoască gimnastica de prima sa antrenoare, Angela Cacoveanu, care a și selecționat-o. La Clubul Steaua, Silvia a avut parte de toate condițiile pentru a se pregăti pentru înalta performanță. Încă din perioada junioratului a impresionat lumea gimnasticii, iar drumul către Deva a fost asigurat de ambiție, talent și dorința de a cuceri medalii olimpice. Inițial am fost selectată de la grădiniță, a venit doamna Angela Cacoveanu, care este antrenor acum la Clubul Steaua, și a selecționat mai multe fetițe de la grădiniță, printre care am fost și eu. A fost un moment destul de dificil pentru părinții mei, pentru că aveau și serviciu și se gândeau dacă o să aibă timp să mă ducă la sala de antrenamente, dar într-un final au zis că este bine pentru copil, pentru mine, să fac mișcare, deci în niciun caz nu am plecat cu gândul de a ajunge la performanță și nu am știut că gimnastica totuși este un sport dificil, dar dacă reușești să obții multe rezultate, ai și satisfacții pe măsură. De obicei, noi încercăm să căutăm niște copii care să corespundă din punct de vedere somatic, mai bine spus, arate să aibă un aspect plăcut, cu niște calități fizice pe care ulterior încercăm să le valorificăm în sala de gimnastică. Silvia a fost unul dintre acești copii cu niște ochișori foarte vioi și destul de prezentă. Am chemat-o la sala de gimnastică și acolo ne-a demonstrat că este un copil talentat și care își dorește foarte mult să practice gimnastica. Sigur, noi suntem la Clubul Steaua un colectiv de 6 cadre, printre care chiar aș putea să număr pe colegii mei, doamna Iza Stoica, Elena Ciampelea, domnul Neagu Gheorghe și coregrafa Mariana Ristea, care chiar lucrează în prezent la lotul olimpic. Suntem un colectiv care am colaborat foarte bine în timp și am încercat să aducem în sala de gimnastică copii cu care să putem merge până la cele mai frumoase rezultate. Silvia
Castroescu s-a născut în anul 1985 pe 8 mai la București. A fost legitimată la clubul Steaua pentru care a cucerit multiple medalii, atât la competițiile interne cât și la cele din străinătate. În anul 2000, la campionatul european de juniori organizat la Paris, Silvia a urcat pe podium de 4 ori. Evoluția din Franța i-a asigurat prezența în lotul de senioare de la Deva, astfel că un an mai târziu devenea campioană mondială cu echipa. Parcursul vostru al gimnastelor teoretic se aseamănă, dar până la urmă detaliile sunt mult mai importante atunci când discutăm despre personalitatea voastră, despre sentimentele pe care le-ați avut vis-a-vis de această disciplină sportivă. Cum a fost pentru tine startul în sportul de performanță, nu acela, joaca printre bureți, cum se spune? Da, pot spune că joaca printre bureți a fost baza în gimnastică câțiva ani, 7-8 ani, după care am ajuns la lotul de junioare la Onești, unde am evoluat foarte mult și unde am stat un an de zile, m-am pregătit, după care am ajuns la lotul olimpic de la Deva, unde de acolo au apărut și rezultatele și, pot să zic așa, o perfecționare a mea și a tuturor gimnastelor. Deja când ajungi la lot, încep să-ți perfecționezi multe mișcări, multe elemente, să înveți elemente mult mai dificile și să capeți acea experiență și, să zic, stilul unei campioane. Poate că telespectatorii noștri nu știu, dar Silvia Stroescu a șocat, am putea spune, în perioada junioratului, un talent foarte apreciat. Da, a fost o perioadă în care, pot să zic că m-am lansat, am avut o evoluție foarte bună, m-a ajutat foarte mult acea perioadă, am obținut și foarte multe rezultate la juniorat, la campionatele europene de juniori, unde am câștigat individualul compus, bârna, solu. Adică a fost o perioadă care m-a ajutat foarte mult în a merge mai departe spre campionatele mondiale, spre Jocurile Olimpice. Pentru că vorbim despre Jocurile Olimpice, anul acesta la Londra, avem și noi așteptări ca de obicei de la gimnastică, pentru că așa ne-am obișnuit. Cum era atmosfera la lot atunci când erai și tu componenta lotului olimpic de gimnastică? Cum era pregătirea și cum era testul acela de dinaintea Jocurilor? Acolo tot timpul eram într-o pregătire continuă, aveam verificări, bineînțeles că înaintea Jocurilor Olimpice mai mult ne axam pe verificări, un fel de competiții, mai aveam câteodată și spectatori ca să ne obișnim cu atmosfera. Bineînțeles, când te pregătești pentru Jocurile Olimpice, adică scopul pe care îl are orice sportiv, pregătirea este mai tensionată și foarte mult axată pe perfecționare, pe tot ce este de corectat greșeli. Dar asta face parte din pregătire și te ajută ca atunci când ajungi la Jocurile Olimpice, unde este, pot spune, momentul cel mai tensionat dintr-o carieră, unde ai emoții foarte mari, dorești să realizezi ce ai făcut în antrenament, te ajută pregătirea asta dinainte și poți face față cu brio acelor momente. În anul 2004, pe lângă titlul de campion european obținut cu echipa României la Amsterdam, a reușit să-și îndeplinească visul olimpic. Pot face o asemănare cu o piramidă. Am luat-o de la bază și am urcat și am ajuns în vârful piramidei la Jocurile Olimpice. Fiecare competiție a avut etapa ei, a avut rolul ei, m-au ajutat foarte mult, este foarte important să treci prin toate etapele și așa am ajuns în vârf. Dacă ar fi să pui într-o balanță lucrurile negative și cele pozitive din gimnastică, în ce parte ar atârna? Bineînțeles că acum, având rezultatele pe care le-am obținut, înclin spre partea pozitivă. Nu zic că nu sunt și părți mai puțin plăcute din activitate. Bineînțeles, asta este valabil în orice sport de performanță. Accidentări, momente mai puțin plăcute, momente în care te bate gândul să te retragi, să renunți la cât ai muncit. Dar dacă ești puternică și primești și ajutor din exterior, atunci reușești să treci peste aceste etape. A fost un copil extrem de bine motivat și determinat, iar faptul că și-a dorit foarte mult să ajungă la Jocurile Olimpice a ajutat-o și pe ea și pe noi, pentru că a răspuns tot timpul cerințelor noastre din pregătire și a fost un copil atent și ascultător. Totul pleacă de la părinți, pentru că ei trebuie să aibă încredere în noi, atâta timp cât decid să ne lase copiii pe mână pentru a fi prelucrați. În primul rând trebuie să aibă încredere în noi. După aceea copiii trebuie să fie extrem de disciplinați, pentru că sala de gimnastică poate fi și periculoasă și dacă sunt disciplinați și atenți, au și progres.
ce să vă spun, în timp se leagă așa niște legături, pot spune că acești copii stau mai mult cu noi decât cu părinții, avem cu ele tot felul de mici probleme sau discuții și pe alte teme și ne leagă într-un fel și ne ajută în pregătire, că suntem extrem de uniți, ne știm problemele, știm ce avem de făcut, încercăm să le rezolvăm împreună. Și important e ca orice sfat primit din partea noastră să fie acceptat de sportiv și să țină cont de el, să-l aplice mai departe. Cum i-ai simțit pe ai tăi în perioada aceasta competițională? Au fost și departe, dar probabil că și-au manifestat dorința și chiar au venit de multe ori să te vadă la concursuri. Așa este, au venit de fiecare dată când au avut ocazia, au fost alături de mine în competiții, m-au încurajat tot timpul și mi-au fost un sprijin pentru că m-au ajutat să trec peste momentele dificile. Cum am zis, un sportiv tot timpul are aceste momente în care vrea să se retragă, când simte că nu mai poate, nu mai poate psihic, nu mai poate fizic, dar de asta este foarte important să ai un sprijin tot timpul. Consideri în momentul acesta că te-ai retras la momentul potrivit? La timpul potrivit sau poate mai puteai să evoluezi? Mi-aș fi dorit să mai pot. Chiar pot să zic că m-am retras cu o strângere de inimă, dar având probleme de sănătate, probleme cu coloana vertebrală, chiar am fost nevoită să mă retrag. Acum, bineînțeles că mi-este destul de dificil când mă uit la competiții și o văd pe Cătălina cu care am concurat, că este încă în plină formă și poate să facă față cu brio acestor competiții, mi se face puțin dor. Se pregătește de coborâre. Coborâre dificilă. Prințul Cahara, haide sus, stai. Bravo. Tripla campioană olimpică de la Atena, Cătălina Ponor, comentată de coechipiera ei de la Atena, Silvia Stroescu. Pot spune că mi-a fost destul de dificil să comentez acest exercițiu. L-ai comentat cu suflet. Exact. Cred că am avut emoții mai mari decât ea. Dreți, la dreapta, cu stângul înainte la pas. Alexandra Eremia la Steaua, antrenoare, Daniela Sofronie la Constanța, încă voluntar, iar tu la UNEFS. De ce nu într-o sală de gimnastică unde se face și performanță? Mai întâi m-am gândit să rămân în acest domeniu pentru că știu că mai am foarte multe lucruri de învățat și chiar a fost o perioadă în care pot spune că am neglijat această parte de a acumula informații necesare mie. Plus că este un domeniu care se continuă în sport și îmi face o deosebită plăcere să îi învăț pe studenții care vin, să le arăt lucruri noi, să îi îndrept către sport, să-i fac să înțeleagă că sportul este foarte important. Transmit Silviei toate cele bune în continuare. Ați văzut că este un copil determinat, chiar și când a părăsit sala de gimnastică și activitatea de performanță, a știut ce are de făcut. A rămas, să spunem, în domeniu, în învățământul universitar și îi dorim și noi succes în continuare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spre înainte. 1, 2, 3, spatele drept. 6, 7, 8, stânga și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne oprim, mâinile pe șold, pas punctat puțin aerobic, da? Pas punctat spre stânga, spre dreapta, pregătim și îndoim, întindem, îndoim, întindem. În trecut au fost adversare, dar și coechipiere. În prezent sunt bune prietene. Pe Silvia Stroescu și Andreea Răducan le leagă multe amintiri frumoase. Trebuie să recunosc că am fost și colegi, de fapt, la campionatele mondiale din anul 2001. Ea deja era primul an la senioare. Eu rămăsesem singură, să spunem, din vechea generație. Marea majoritate a colegilor cu care am făcut echipă în anul 2000 la Sydney au început să se retragă rând pe rând. Așa că a trebuit să mă integrez în grupa cea tânără, să spun așa. Silvia făcea parte din acea echipă.
Și am păstrat într-adevăr legătura și acum, ne înțelegem foarte bine, consultăm și pe alte teme decât, să spunem, de gimnastică. Așa că mi se pare una dintre relațiile frumoase de prietenie, așa cum le-am și cu celelalte colege cu care am stat ani în șir în cantonament la Deva. Ți-a rămas o prietenă așa de suflet din toată perioada aceea? Da, cum să nu, și cu Monica Roșu și cu Andreea Răducan și cu Simona Mânar vorbesc, deci nu, sunt, chiar am rămas bune prietene. Cred că în momentul acesta profesorul Silvia Stroescu poate face o analiză despre sportiva Silvia Stroescu, ce avea ea deosebit, care erau calitățile și care erau carențele, să spunem. Carențele pot spune că erau, cum să zic, acum eram puțin încăpățânată și dacă nu îmi convenea ceva sau să interpretam eu greșit, nu mai lucram cum trebuia. Dar ca și calități am fost o persoană foarte muncitoare și mi-am dat tot interesul și niciodată nu mi-a plăcut să las lucrurile neterminate. Adică dacă eu vreau, dacă vreau să învăț un element dificil și să-l introduc în exercițiu, făceam tot posibilul și lucram și munceam până reușeam să-l îndeplinesc. Pentru un campionat european, mondial sau chiar Jocurile Olimpice trebuia să arăți pe parcursul unei perioade destul de lungi că ești capabil să faci parte din lotul național. Simțeai acel stres că poate nu o să fii în echipă sau în sinea ta știai că vei fi acolo? Nu, acest stres există permanent și cred că este binevenit într-o anumită măsură, pentru că prin competiție reușești să te depășești și să ridicăm nivelul una față de celelalte. Însă, în permanență, toate am fost la un nivel apropiat. Deci am fost o echipă foarte valoroasă, de aceea am și câștigat atâtea campionate mondiale, olimpice și jocurile olimpice și europene. Și cred că și asta este un punct foarte important, acea competiție între noi să fie permanentă. Eu cred că a fost întotdeauna considerată o gimnastă extrem de ambițioasă. Nu neapărat că n-ar fi fost o gimnastă talentată, dar a fost nevoie de foarte multă muncă la ea. M-au intervenit și ceva probleme de sănătate, mi-aduc aminte chiar pe perioada anilor în care eu mai făceam gimnastică. Era important pentru ea, ca pentru oricare altă gimnastă de altă, să participe la o ediție a Jocurilor Olimpice și s-a întâmplat ca ea să ajungă chiar la Atena în anul 2004. De asta spun, a fost o perioadă destul de grea pentru că ea suferise ceva probleme de sănătate în toți acei ani și m-am bucurat că în final a reușit să și neacă visul de a participa și la Jocurile Olimpice la Atena. A fost, cred că, un model pentru cele mici cu care a făcut echipă ulterior. Întotdeauna pe fază, cum spuneam noi, în momentul în care una dintre noi avea probleme la un aparat sau la celălalt, cred că era genul de gimnastă prietenă, cărea puteai să-i te destăinui, să povestești cu ea, să ceri sfaturi și cred că s-a întâmplat asta mai ales cu cele mici cu care ea a făcut ulterior echipă. Aici, cum spuneam, la spectacolul campionilor de la DigiSport, nu vorbim doar despre sportivi foarte valoroși, vorbim despre modele. Ai avut vreun model? Pentru că și tu, la rândul tău, reprezinți unul pentru cele mici. Bineînțeles, ca model, cred că toată lumea a avut-o pe Nadia Comăneci, ca și mine, de altfel. A însemnat perfecțiunea, nota 10. Ca gimnastă, da, pot spune că pe Nadia Comăneci am avut-o ca model. De-a lungul timpului, de la antrenorii tăi sau de la părinți sau de la prietene, ai primit vreun sfat care pur și simplu ți-a rămas așa în memorie și după care te ghidești și astăzi? Da, un sfat foarte important de la părinții mei, niciodată să nu mă dau bătută. Și nu, orice, și nu m-am dat și este un sfat pe care l-aș spune și celorlalți în orice domeniu. Nu contează că este sport, că este, nu știu, arhitectură, economie, orice. Trebuie să nu cedăm la lucrurile grele, când apar dificultăți, asta este cel mai important și să găsim o modalitate de a trece peste el. Ca sportivă, cu siguranță nu te-ai dat bătută. Poate acum ai nevoie de o perioadă mai relaxantă, să te detașezi un pic de ceea ce a fost, dar sunt convinsă că vrei să faci performanță și ca antrenor, nu? Să fie ăsta următorul obiectiv puternic? S-ar putea, cred că mi-ar plăcea. Având în vedere că eu sunt foarte o persoană competitivă, așa, și îmi plac provocările, îmi place competiția, pot să zic chiar îi duc dorul, mi-ar plăcea să activez în domeniul ăsta.
sfat le-ai da micuțelor care fac astăzi gimnastică și mai ales să le explici și părinților de ce merită să practice acest sport, pentru că ei sunt un pic mai reticenți? Da, știu că sunt reticenți și îmi pare rău că privesc astfel lucrurile. Dacă plec spre acest drum, trebuie să știe că sunt foarte multe lucruri la care trebuie să renunțe. Este foarte multă muncă, dar când ajungi acolo sus și când obții anumite rezultate, ai satisfacția maximă și pot să zic că ți-ai atins scopul și nu oricine în viață are șansa să ajungă campion. Încearcă să revină și câștigă in extremis în 9-91. Novak Djokovic câștigă la Madrid. Și Panathinaikos câștigă. Cea mai bună echipă în sezonul 2010-2011. Barcelona, Brinciani, Pasquale, cea mai bună formație din handball mondial. Spectacolul de supanou este aici. DigiSport îți aduce finala campionatului de basket masculin.